și mie grâț și vela. Ioana, așa conservele pentru iarnă. Și acum să... Hai. Da, hai să se sparge dacă ai pus pe ăla. Și Ioana a fost la noi în vizită. Salut, Ioana! Nu vor să o lase pe Ioana să plece și o țin de picioare. Spălăm pe Veni pentru pus la murat. Voi ce faceți, fetelor? A câta rundă de pepen e? A doua. Mm-hmm. Ne mai punem pepen toate. Sau îl mănâncă. Așa arată. Teofură, soare! Salut! O avem pe Bela de la începutul vlogului. Ce faci, Bela? Vrei mâncărică, așa e? Dar nu e numai Bela. Îl avem și pe... Ghiciți! Pe Negruț! Ce faci, Negruț? Negruț! Și mai avem multă varză și roșie. Asta e pentru culoare. Să o punem la murat. Cogonele, pepenaș, usturoi de-al nostru românesc. Ia uite. Ăsta este preferatul mamei. Mami! Mami nu mă aude. Mami, dar ce faci? Tati, ora așa conservele pentru iarnă. Aveți zacuscă de pește, zacuscă de ghiebe, zacuscă de vinete, zacuscă de fasole și bobășar marinați. Îți plac? Îmi plac. Când ai avut timp să le faci? Ei, treaba mea! Uite, e ok? Super, arată foarte bine. Mara? Miroase acum. E bune. Mm-hmm. Da. Yeah. Mm-hmm. Ia uite cine a intrat în casă. Bela. Bela. Nu-i voie pe acolo. Hai, ieși afară, Bela. Hai, stați puțin. Ia uite. Și negruț și Bela. Ce facem, Mara, cu pisoi ăștia frumoși? Da, negruț s-a tăvălit. Le dăm să mănânce. Hai, Negruț, la masă! Hai! Hai la tata, hai! Hai, Negruț! Usturoiul o să-l leg și o să-l duc la beci. De unde-i verzele? De la piață. Hai. Bia! Ce are, Mara? Bia! Nu e bună mâncărica? Lor le place, dar mie bia! Te dau la amândoi, veniți aici, hai! Așa, hai și tu, Negruț, hai! Hai, Negruț! El nu vrea, el e fricos! Hai, Negruț! Nu vrea. Măi, rămâi flămând. Acum vom pune murăturile. Hai să mergem. Varză, gogonele, dar pentru asta am nevoie de ajutorul tău. Dar eu vreau să cumpăr și chestii, alte chestii de la magazin. Și vrei să mergi cu mine? Dar da. Avem nevoie de anumite lucruri pe care nu trebuie să mergem să le cumpărăm. Și luăm din cartierul nostru. Unde am stat la bloc. Aha. Hai. Mergem amândoi? Da, eu merg. Hai. Afară nu e chiar așa de frig. E chiar ok. Mara, hai să căutăm butoiul pentru varză. Mara, ajutor. Ce faci, Mara? Wow. Ăla e butoiul de acolo, din capăt. Așa, bravo. Sper să fie suficient ăsta. Da, Teo, imediat. Hai să o ajut pe Mara. Te-ai descurcat. Da. Și acum sări. Hai. Sau? Da, hai, se sparge dacă ai fost picioare pe ăla. Oba, oba. Negruț mănâncă carne. Ia uite un pic la Teo. Teo. Păi și unde e Negruț, Teo? Uite. Săracu, mâncă resturile. Măi, Negruț, treci că ți-am pus să mănânci. Eu i-am pus mâncare bună și îl mănâncă resturile. Albuța, tu îi mănânci mâncarea lui Negruț? De ce mănânci mâncarea lui Negruț? Lasă-ți pe să mănânce. Ia tot continuu. Și continuu. Și continuu. Și-o plecat. Și gata, iată-mă. Super. Be, nu? Da. Da, numai până te proiectoare, nu, tati? Da, spor. Îți trebuie. Da, dar nu știu cum să-l curăț. Da, da, așa, cu... Cu cuțit? Da. Cu economul? Nu, nu cu cuțit, cu economul. Dar cum vrei. Provizii de toamnă, mami, provizii. Tu? Ce? Sau tu? Ce? Să radeți hrean. Nu! Da! Ok, Teo, vei încerca. Coaja de la hrean e foarte tare. Teo, ce se întâmplă acolo? Mi-a venit un musafir. Un musafir. Sau sunt poftit? Ce? Adică dacă mă primești. Te primești. Super. Mi-ai adus și un buchet de flori. Da, da. Rădăcina în sus. E mult de treabă aici.
Ce-ai luat? Sare, mere, ce ai găsit? Am găsit și mere. Și gutui. Pere. Pere n-aveam. Mărarul. Ia, gutui. Super. Pune murături cu apă caldă. Sunt murături care se pun la rece și murături care se pun la cald. Noi așa punem așa, ca așa ne la bunica. Bunica. Măruță, dar tu ce faci acolo? Jos la maxim. Spălăm pepenii pentru pus la murat. Ia uitați. Frumușii? Apa este super rece. Acest bidon îl vor folosi pentru varză. Poți să varză că vreau să fac chifelițe. Nu mai punem în ăsta mare, pentru că de fiecare dată aruncăm varză. Și Ioana a fost la noi în vizită. Salut, Ioana! Iar acum ce credeți că fac fetele? Nu vor să o lase pe Ioana să plece și o țin de picioare. Dar să vedem între timp ce face tati. Fetele se joacă, iar tati muncește. Ia tati, ce face aici? Super. Țelina curățată, morcovul pregătit. Wow! Tati, asta e o gutuie? Da. De anul trecut n-am mai mâncat. Nicio. Doamna cu darurile ei. Punem, da? Punem. Ne punem și mere la murături. Și acum acolo varza și gogonelele. Da. Le-ai arătat? Da. Tati, aici am curățat hreanul, îți place? Da, e ok. Mai trebuie tăiat. E prea a fost destul de bun, uite, n-are. Super. Bun, avem apa la încălzit. Mami, cât ai spus? O lingură. O lingură, da. O lingură cu vârf la fiecare litru de apă. Caldă, noi o avem aici. Dizolvăm toată sarea. Atât la rețetele cu apă rece, cât și la rețetele cu apă caldă, cantitatea de sare e aceeași la volumul de apă. O lingură cu vârf de sare grunjoasă neiodată la un litru de apă. Așa, tati, super! Pepe. Și bușe roșu. Teo, nu le mâncăm, le punem la murat. Îl pregătim, adică îl tăiem așa. Feliuțe. Feliuțe. Pare că e bun. Da. Foarte bun. Păr e frumos, tati. Se aude fain. Și chiar miroase foarte frumos. Vreau fiu fete! Vreți și voi? Poftim, vreți? Cea mai mică, mijlocia. Mijlocia are o felie întreagă. Și cea mare. Și vă păstrăși fata. Ia uite. Mami, e bun așa? Tati, încă o dată în două, că nu, adică... Ba da, mami, cum, că nici mâna ce e ok. Pune-le așa, dar mă gândeam să le faci mai mici, să aibă mai mult loc, da? Merg și așa. Au loc. Continuăm așa, cu toți pepenii. Următorul. Asta e mai crud. Mai vreau, mai eu. Dar e bine că e mai crud, mami. Da, ies bun oricum, doar se murează. Și începem. Da, punem bețele de mărar. Voi ce faceți, fetelor? A câta rundă de pepeni e? A doua. Ne mai punem pepen, tati? Sau îl mănâncă? Și acum pepenașii. Hai, mami. Tu ce vrei, Bri? Da, bun. Și pe ăla vrei să-l pui tu? Teo, ia-ți o farfurie, da? Pune aici, Teo. Pune aici, așa. Hai, Brică, ți-am deschis eu ușa. Hai. Mara, ia-o! Tati, am văzut filmulețe pe YouTube unde se puneau și frunze de vișin, și viță de vie, și dafin, și o grămadă de lucruri. Și busuioc. Spunea persoana care punea busuiocul că îl pune ca să nu se tulbure zeamă. Punem și noi ce avem. Exact. Am pus borcanul de sticlă pe un suport metalic pentru ca acesta să nu plesnească din cauza temperaturii ridicate. Dacă sunt puși cu apă caldă, nici nu se vântură. Dacă îi puneam cu apă rece, trebuiau vânturați timp de o săptămână, de 2-3 ori pe zi. Pe bune? Sunasă toată zeama și vântura. Pe zi. Pe zi, așa mi-a zis YouTube-ul. Închide. Tati, mână de bărbat trebuie aici. Am uitat să vă spunem, mai am pus și niște morcovi. Și hrean. De hrean, da. Așa i-am avut și anul trecut, tati. Să repetăm operațiunea. Gata. Super. Următor. Ia uite, tati, câte gogonele ai luat, în ce le pui? Ai văzut că avem două borcane de anul trecut puse cu bunica. Și au mai rămas. Au mai rămas, da. Tati! Punem acum gogonele. Pentru ce era asta? O să vezi exact acum. Punem și mere. Da. Punem morcov. Hrean. Punem și gutuie mare. Da. Și gutuie. Selina pune și mare. A, cu tot cu frunze, super. Da. Gogonelele roșii. Puși de aici. Nu e voie. Brioș, nu. Briana. Gata. Tati, muștar, piper.
Apă caldă vom pune acum într-o manieră specială. Avem apă rece jos. Da. Venim cu... Recipientul. Trebuie să mai vergi din apă, tati. Umplem și borcanul ăsta. Da, punem morcov. Punem morcov, cream. Nu-i și o gutuie, e curioasă. Vrei să pun? Atât una, ca experiment. Scrieți-ne în comentarii dacă facem bine. Dacă voi știți altă rețetă, lăsați-ne mai jos. Tot în comentarii. Dacă am greșit ceva, scrieți-ne repede până nu e prea târziu să apucăm să punem alte murături. Tati, iar a rămas pepene. Mai pui? Nu, mai pun. Nu, adică mai pui acolo, mai intră? Mai. Rece. Wow, până la... Da. Încercăm să nu... Nu. De mâna lui tati. E ok. Să explicăm de ce am pus bidonul în apă, rece. Ca să nu stăpească bidonul. Exact, el e din plastic și la temperatură s-a fi topit. Iar așa nu se topește. Acum o scoatem. E ok. Și punem capacul. Hai să vezi. Și ai pregătit terenul pentru cel mare. Tot dă pe afară. Mai varsă. Și punem capacul. Și așteptăm să se facă. Ok. Cureți varza, îi scoți cotorul, dă mie ăla. Cotorul. Varza care e prea mare, o tăiem în două. Tati, varza noastră toată e prea mare. Altă nu am găsit. Nu înțeleg de ce, dar ăsta e bun. E foarte bun. Bun? Da. Intră? Intră. Ei! Asta tot tăiată, tati, nu? Da. Sper să intre, dacă nu trebuie să dăm un pat. Nu poți să faci sarmale. Hai, tati, că poți. Ei! Da. Wow. Pune. Ține în frunză. Nu, printre ele. Orice. Crean. Butuie. Morcov. Ai mai pus un crean? Pune și un măr. Eu vin cu varza. Ăla e cel mai bun, ia gustă-l. Asta e varza roșie. O punem pentru culoare. Da. Așa. Super. Când trăia bunica, ea se ocupa de asta. Și tot timpul îi spuneam, cine ne mai face nou? Că nu o să mai fi. Oricum, de fiecare dată o ajutam și un pic am învățat, dar n-am prins toate secretele. Punem varză pentru iarnă. Hai. Yay, am căput! Bun, și acum, apă caldă sau rece? Eu știu că se pune cu apă rece. Iar eu mi-aduc aminte că se pune cu apă caldă. Eu știu. Ține minte că puneam sarea separată, cotoarele de varză. Așa. Punem întâi apa, să vedem câtă apă intră. Așa. Și apoi pui sarea. Până la urmă punem caldă, n-are ce rău să se întâmple. Doar se va înmuia mai repede și vom putea pune verze în continuare, să completăm. Da. Intră destul de puțin apă. Da. Păi, restul e ocupat cu varză. 8 linguri cu vârf. Una. Că la varză trebuie mai multă sare. Așa arată. Te o fură sare. Nu e voie. Na. Completăm. Ai pus încă 5 litri, nu? Da. Și mai intră. Și pui capacul? Gata. Îl ținem la căldură și în maxim 5 zile trebuie vânturat. Da. În total au intrat 17 litri și jumătate de apă. Da, așa. Da. Adaugă-l la colecție. La colecție. Astea trebuiau acoperite, tati, toate. Hai, le acoperim acum. Noi suntem super obosiți. Fetele au super energie. Teo, energie. Nu faceți voi niște teme. Da. Dacă tot aveți energie. Da, nu o să avem multă energie ca și ele. Trebuie să facem curat aici. Mai avem o grămadă de muncă. Și camera s-a închis în timp ce făceam finalul, așa că îl fac acum aici de la încărcat. Vă spuneam că trebuie să strângem în bucătărie, avem mult de treabă, suntem obosiți și suntem mai spornici atunci când nu ne filmăm. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, sperăm că ați înțeles ceva din rețetele noastre și că vă inspirați de la noi, dacă am făcut corect. Dacă nu, veți vedea după ce le veți mânca. Eu mă duc la treabă, iar pe voi vă las în continuare cu vlogurile noastre. Până data viitoare vă spun la revedere și v-am pupat! Pa, pa!